dragi locuitori, stimați oaspeți, vă zic bună seara și bine ați venit la sărbătoarea noastră tradițională, care este păstrată din moși strămoși. Pentru dumneavoastră, pentru noi toți, avem un cadou muzical din partea domnului Pavel Filip, Marcel și Cornelia Ștefăneț. Ai avere multe, poți să ai palate, dacă dragoste nu ai, n-ai de ele parte. Pentru dumneavoastră, pentru noi toți, avem un cadou muzical din partea domnului Pavel Filip, Marcel și Cornelia Ștefăneț. Vă mulțumim mult, bună seara! Bine v-am găsit și vrem să vă felicităm pe fiecare în parte cu ajunul Sfântului Vasile, cu anul nou pe stil vechi, așa cum se mai spune la noi în popor. Haideți, toată lumea sus, 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 sus! Haideți, cu micul mare la horă de sărbătoare! Și, și! Și de ce ați spus că cadoul este din partea premierului Pavel Filip? Așa am spus atunci? Da, avem înregistrarea cu dumneavoastră și de asta vă telefonez. Cred că... Nu știu. Ați spus, avem un cadou muzical din partea domnului Pavel Filip, Cornelia și Marcel Ștefăneț. Nu am idee atunci, cred că din emoții și din... Nu știu. Ați rostit de pe scenă faptul că la eveniment este prezent un membru al guvernului, de asemenea ați spus că este un cadou din partea premierului Pavel Filip. Tradiția aceasta a fost transformată cumva într-un concert electoral, întrucât domnul Pavel Filip candidează pe circumscripția Strășeni. Dumneavoastră, cum comentați asta? Nu a fost... scop electoral aici. Pentru dumneavoastră, pentru noi toți, avem un cadou muzical din partea domnului Pavel Filip.